Salutare și bine te-am găsit! Eu sunt Marian Călinescu și astăzi te invit să urmărești alături de mine o scurtă recenzie pentru nu una, ci două camere de bord de la Mio. Este vorba despre MiView 802, o cameră de nivel mediu cu rezoluție 2.5K la 1440p și, nu în ultimul rând, Mio J30, o cameră entry-level, fără ecran, fără GPS. Experiența mea cu Mio a început cu MiView 886, pentru care am creat o recenzie video pe YouTube, dar dacă vrei să urmărești, o să-ți las un link în descriere. Dar ca să nu vă mai țin de vorbă, te invit să urmărești materiale filmate cu ambele camere, atât în condiții de zi, cât și în condiții de noapte, și să testăm împreună toate capabilitățile acestor două device-uri.